Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre ecuația de gradul al doilea și mai precis despre rezolvarea ecuației de gradul al doilea. Vom învăța formulele de rezolvare ale acestei ecuații, formule care de multe ori ne simplifică calculele. Am învățat anterior metode de descompunere în factori și acele metode ne ajutau să rezolvăm o ecuație de gradul al doilea. Însă, nu întotdeauna, acele metode de descompunere ne vor furniza și soluția ecuației. Pentru că de multe ori nu reușim să efectuăm descompunerea unei ecuații de gradul 2 în produs de ecuații de gradul 1. Și atunci, consider că această lecție este foarte utilă pentru a reuși să rezolvăm orice ecuație de gradul al doilea. Forma generală a ecuației de gradul al doilea este ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, x la puterea a doua, bineînțeles, după cum spune și numele, cu condiția ca a, b, c să fie numere reale și a diferit de 0. Dacă a ar fi 0, nu ar mai fi ecuație de gradul al doilea, ar fi ecuație de gradul 1. Rezolvarea ecuației de gradul al doilea presupune următorii pași. În primul și în primul rând se calculează discriminantul ecuației notat cu acest delta. Delta care are formula b pătrat minus 4ac, unde a, b, c sunt coeficienții din forma generală a ecuației, bineînțeles. După ce am calculat acest delta, o să constatăm că putem întâlni unul dintre următoarele trei cazuri, și anume, dacă delta este pozitiv, atunci ecuația va avea două rădăcini reale diferite, două soluții. Două soluții care vor fi date de formula minus b plus minus radical din delta. Am lăsat aici necompletat, tocmai pentru a vă atrage atenția asupra faptului că radicalul unui număr real nu există decât dacă numărul real de subradical este pozitiv. De aceea se disting cele trei cazuri tratate. Dacă delta este pozitiv, pot aplica această formulă. Dacă nu, nu. Deci, minus b plus minus radical din delta pe 2a. Aceasta este formula care ne furnizează soluția ecuației. Dacă delta este 0, ecuația, bineînțeles că va avea două rădăcini reale egale. De ce? Observați că aici avem plus minus radical din delta. Păi dacă delta e 0, ne rămâne formula minus b pe 2a. Deci cele două ecuații, cele două soluții sunt egale. Cu alte cuvinte, ecuația de gradul al doilea poate fi scrisă sub formă de binom. Iar dacă delta este negativ, nu avem soluții reale. Deci ecuația nu are soluții. Repet, datorită faptului că radical dintr-un număr negativ nu există. Este util de asemenea să știm forma canonică a ecuației de gradul al doilea, pentru că funcția asociată ecuației de gradul 2, funcția de gradul 2, are forma unei parabole. Parabole. Parabola are un vârf. Vârful acela este dat, de fapt, de valoarea abscisa vârfului va fi minus b pe 2a, ordonata minus delta pe 4a, coordonate care reiese exact din această formă canonică a ecuației de gradul al doilea. Pentru ecuația de gradul 2 și pentru rezolvarea ei, am ales să vă prezint formele particulare ale acesteia. Și anume, dacă C-ul este 0, bineînțeles că nu are rost să muncim să calculăm delta și să aplicăm formulele anterioare, pentru că dacă termenul liber este 0, obțin ecuația ax pătrat plus bx egal cu 0, putem da factor comun pe x și ne rămâne că soluțiile ecuației vor fi 0 și minus b pe a, pentru că un produs e 0 dacă ambii termeni sunt 0. În concluzie, x e 0 și ax plus b este 0, ceea ce ne furnizează soluțiile 0 și minus b pe a. Dacă avem cazul 2 particular de ecuație de gradul 2, și anume, dacă avem că b-ul este 0, atunci vom obține că ax pătrat minus c e 0, adică x pătrat e c pe a. Păi da, dar aici e o problemă. Dacă c pe a e negativ, atunci nu am soluții reale. De ce? Orice număr la pătrat trebuie să-mi dea pozitiv.
Deci dacă CPA e negativ, ecuația nu are soluții. Iar dacă CPA e pozitiv, X va fi plus minus radical din CPA. Veți avea ocazia să luați mai bine la cunoștință aceste cazuri în exemplele ce vor urma. Și anume, am zis așa, rezolvați următoarele ecuații. După cum observați, am ales exact cele trei cazuri particulare pe care vi le-am prezentat acum câteva secunde. Primul caz este x pătrat plus 5x plus 0. Evident, repet, nu are sens să calculăm discriminantul ecuației, pentru că ea se rezolvă foarte simplu. Îl dăm pe x factor comun și ne rămâne x pe lângă x plus 5. X pe lângă x plus 5 egal cu 0. Un produs este 0 dacă și numai dacă unul dintre termeni este 0. Adică x e 0 sau x plus 5 este 0, adică x este minus 5. Și astfel am obținut soluțiile ecuației x egal cu 0 și x egal cu minus 5. Foarte simplu. În cazul 2, este cazul particular al ecuației de gradul al doilea și anume cazul în care lipsește termenul b. B-ul e 0, lipsește termenul din mijloc al ecuației bx. Păi, 4x la a doua va fi egal cu 12, x la a doua egal cu 12 împărțit la 4, adică 3. Deci, dacă x la a doua este 3, înseamnă că x va fi egal cu radical din 3 și minus radical din 3. Altfel spus, putem scrie pe scurt plus minus radical din 3. Se pare că tabla nu vrea să țină cu mine, dar îmi cer scuze. Deci, x este egal cu, repet, plus minus radical din 3. Și am obținut cele două soluții ale ecuației de gradul al doilea. În cazul 3, lucrurile stau foarte simplu. Pentru că 3x la a doua este un termen pozitiv. Adunat cu 1 îmi dă ceva mai mare strict ca 1. În concluzie, nu poate fi egal cu 0. Deci, o astfel de ecuație are ca și soluție mulțimea vidă. Adică, cu alte cuvinte, nu are soluții pe mulțimea numerelor reale. Acestea sunt, de fapt, cele trei cazuri particulare ale ecuației de gradul al doilea. În continuare, am ales încă o ecuație pentru a o rezolva în două moduri. De ce în două moduri? Pentru a exemplifica, în primul rând, ceea ce am spus ca și recapitulare, și anume descompunerea în produs de factori și în modul 2 cu ajutorul formulei delta. Deci, vom scrie metoda 1. Metoda 1. Descompunerea în factori. O să stau puțin mai repede peste descompunerea în factori. Se disociază termenul 5x în minus 2x și minus 3x și în urma factorului comun vom obține x minus 2 pe lângă x minus 3 egal cu 0. Aceasta este descompunerea în factori a ecuației, a expresiei, mai bine spus, algebrice x pătrat minus 5x plus 6. Astfel, prin această descompunere obținem ecuația de mai jos. Știm că un produs e 0 dacă unul din termeni e 0, deci x minus 2 e 0, adică x egal cu 2, sau x minus 3 este 0, adică x egal cu 3. Aceasta este metoda de rezolvare a ecuației de gradul 2 cu ajutorul descompunerii în factori. Metoda 2 este metoda în care folosim formulele învățate astăzi. Bineînțeles că pe acest exemplu descompunerea este foarte ușoară și o să întrebați, păi e foarte simplu, da, dar nu întotdeauna merge, după cum v-am spus, la fel de simplu. Și atunci delta merge întotdeauna. Discriminantul ecuației este b pătrat minus 4ac, adică pe cazul nostru, minus 5 la pătrat, minus 4 ori 1 ori 6, adică 25 minus 24, 1.
În concluzie, soluțiile x1, 2 vor fi minus b plus minus radical din delta supra 2a. Adică x1 egal 5 plus 1 supra 2 egal 6 pe 2, 3, iar x2 este 5 minus 1 pe 2, 4 pe 2, adică 2. După cum observați, soluțiile pe care le-am obținut și anterior cu ajutorul metodei descompunerii în factori. Un alt exemplu este 3x pătrat plus 4x plus 1. E, aici lucrurile, dacă vedeți, disocierea merge puțin mai complicat, nu foarte. Dacă disociem, avem 3x pătrat plus 3x plus x plus 1 egal 0, adică 3x pe lângă x plus 1 plus x plus 1 egal 0, adică dacă dăm factor comun, x plus 1 pe lângă 3x plus 1 egal 0. Un produs e 0 dacă unul din termeni este 0, adică x plus 1 este 0, x egal cu minus 1 și 3x plus 1 este 0, adică x egal cu minus 1 supra 3. Acestea sunt soluțiile ecuației aflate cu metoda descompunerii în factori. Dacă aplicăm metoda cu delta, bineînțeles, veți observa că obținem exact aceleași valori. Delta este b pătrat minus 4ac, adică delta este 16 minus 4 ori 1 ori 3, 12, adică 4. X1, 2 va fi minus b plus minus radical din delta pe 2a, adică x1 va fi minus 4 plus 2 supra 6, minus 2 pe 6, minus 1 pe 3, și x2 va fi minus 4 minus 2 pe 6, adică minus 1. Exact soluțiile obținute anterior. Bineînțeles că în funcție de viziune, în funcție de ceea ce vi se pare mai ușor, puteți aplica oricare dintre cele două metode. Aceasta a fost ecuația de gradul al doilea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să nu aveți probleme niciodată în rezolvarea unei astfel de ecuații, pentru că lucrurile nu sunt deloc dificile. La revedere!